Asta să facem friptură de iepuraș și o să avem nevoie de 600 de grame de iepure. O să avem nevoie de 3 căței de usturoi, rozmarin, frunze de salvie, 3 roșii, 60 de vin și 60 de ulei, piper după gust și sare. Acum într-o tigăiță o să punem iepurașul, cărnița de iepure. Punem și plămânul și inimioara. O să condimentăm cu sare, după gust, cu piper. Să condimentăm bine totul. O să adăugăm rozmarinul, frunzele de salvie și usturoiul. Adăugăm și roșiile, uleiul, vinul. Acoperim cu un capac și dăm pe foc. Iepurile este aproape gata. Putem să întoarcem. Verificăm dacă este nevoie de apă. Întoarcem. O să adăugăm și puțin apă. Punem capacul și îl lăsăm să se facă. Fripturica este gata. Ai face bunătate. Astăzi facem cotlet de porc la cuptor copt în sare. Și o să avem nevoie de o formă de copt, cozonaci, hârtie de copt, o jumătate de kilogram de cotlet de porc, puțin rozmarin, 2-3 rămușoare și 1 kg de sare. O să tapetăm forma de copt cu hârtia. O să punem pe fundul tăvii o parte din sarea noastră. O să punem două bucățele de rozmarin. O să așezăm cotletul nostru și o să-l acoperim cu restul de sare și cu rozmarinul care a rămas. O să dăm la cuptor la 200 de grade, circa o oră, o oră și 20 de minute, depinde cum îl vrem. După ce s-a copt, îl scoatem și îl lăsăm să se răcească puțin. Apoi o să îndepărtăm sarea și îl putem servi cald cu orice fel de garnitură sau rece. Poate fi servit și a doua și a treia zi, păstrat la frigider. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere!